Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Berbec. Haideți să facem etalarea pentru luna decembrie 2021. Să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Berbec, cei cu ascendent în Berbec, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, chiar și Lilith, în luna decembrie 2021, evenimente importante Berbec. Decembrie 2021, Berbec. Berbec. Exact cartea care vă reprezintă pe voi astăzi în prima oară. Mulți dintre voi veți pierde, încheiați sau închideți o afacere, ori puneți punctul unei colaborări cu cineva care, pentru care lucrați, poate fi o instituție, poate fi o persoană foarte impunătoare, poate fi cineva care a încercat, poate mulți dintre voi sunteți persoane într-o poziție destul de înaltă, sau... uitați cineva aici care lucrați în politică, ok, sunteți în așa ceva, sau avocați, avocate, judecători, judecătoare, dar este ceva aici ce se pune punct. Ori este un caz, dacă sunteți în domeniu, un caz în care va fi elucidat, aici ceva va fi elucidat, pentru că, de fapt, voi așteptați, voi știți despre ce este vorba, așteptați niște răspunsuri la ceva ce... Voi luați apărarea cuiva sau cuiva este apărarea aici. Pentru alții dintre voi poate fi chiar un divorț. Sau o confruntare pentru o afacere, pentru niște bunuri, un partaj. Dar este o luptă pentru niște acte sau pentru un adevăr. Iar aici cineva vine cu probele. Probele vor fi într-un târziu. După ce cineva se apără cu minciuni, într-un târziu probele vin. Și probele vor dovedi că, de fapt, persoana asta, care poate fi Taur, Berbec, Scorpion, este o persoană care va fi... persoana asta va fi acuzată. Poate chiar cineva aici este acuzat într-un caz în tribunal pentru ceva ce a făcut. Este o persoană destul de suspusă, poate este, cum am spus, ceva din politică, ori o persoană publică, pur și simplu, dar este un caz cu care voi vă confruntați și în urma acestui aspect este o chestiune de am obosit să colaborez cu tine sau am obosit să-ți iau apărarea, am obosit să... Spun tuturor că ești o persoană curată, pentru mulți dintre voi trebuie să auziți asta, când de fapt tu ești o persoană care lași numai murdărie în spatele tău și vrei să vin eu să curăț în urma ta ceea ce faci tu ca și fapte. Sau vrei să-ți iau apărarea în fața tuturor când de fapt tu ești persoana care face tot răul aici. Poate în familie sau poate în afaceri sau este soțul, soția voastră. Exact, exact. Pentru alții dintre voi este un caz de pușcărie a cuiva pe care voi cunoașteți sau o confruntați, dacă sunteți în domeniu, cineva căreia îi luați apărarea. Pentru alții dintre voi este un scorpion, cum am spus, rac pești. Aici va fi o luptă mare, ok? Va fi o ceartă destul de mare. Dați pe cineva în vileag care... O să fie un moment foarte mare, turnul cu 8 de săbii. Terminați pur și simplu o relație cu o zodie de apărat pe scorpion. Ia-te ce am eu pentru tine aici cu asta sta de săbii. Cineva ajunge la timp cu dovezile. E foarte urât ce a făcut persoana asta. S-a tot apărat cu minciuni, apărare cu minciuni, nimic din ce spune persoana asta nu este real și voi spuneți, știi ceva, divorț, dacă sunteți căsătoriți, divorț, gata, până aici, deci un cuvânt sau un punct sau o virgulă, nu mai spui, nu mai pui. S-a terminat pur și simplu. Am stat în închisoarea asta cu tine sau am crezut în minciunile tale când de fapt uite adevărul. Dar va fi un conflict posibil în care vor fi implicate mai multe persoane. Poate și familia voastră și familia acestei persoane sau pur și simplu
conflictul dintre voi doi va fi unul destul de aprins. Dar este ca și cum tu mă țineai aici închis sau închisă în iluzia asta și te apărai cu niște minciuni, dar uite persoanele astea ce spun. Uite persoanele astea, că au adus și dovezi. Poate au adus și poze, au adus și mesaje. Chiar toată lumea minte, numai tu spui adevărul. Deci aici sunt probe clare că cineva v-a mințit, indiferent că e soț, soție, relație, cineva este o persoană falsă. Și este și o persoană foarte materialistă care, posibil pentru mulți dintre voi, v-a distrus chiar și afacerile. Aveți și săgetător aici. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Berbec. Decembrie 2021. Exact. Am plâns, am suferit. M-ai făcut să mă mișc în ce din punct de vedere financiar. Poate mi-ai făcut farmece sau manipularea ta care ai făcut-o în tot acest timp, în care eu am crezut că este de fapt o relație și a fost de fapt o iluzie, se încheie pentru că eu am luat o decizie sau iau o decizie pentru mine. Mi-a fost greu cu dragostea asta care a fost una trasă de păr, ok? Într-o casă în care eu am dus toate responsabilitățile, actele, facturile, plățile și așa mai departe, sau pentru care m-am luptat să o construiesc ca să te sau să putem să ne mutăm aici ca să trebuiască să mă mut, ok? Și să-mi pară rău că am investit în tine pești. Aveți de-a face cu cineva din pești, ok? Pentru că n-ai adus nimic aici, n-ai pus nici măcar o scamă în această casă, afacere, etc. Vreau concluzia cu asul de săbii. Pentru cei din zodia Berbec, luna decembrie 2021. Concluzia este: mă duc către o persoană, poate mulți dintre voi chiar v-ați găsit pe altcineva. Mă duc către o persoană din vărsător leu care mă face fericită sau fericit. Pentru că am văzut adevărul. Am văzut. Am văzut cine mă apreciază, am văzut cine mă iubește, am văzut ce merit cu adevărat. Sau te-am prins pe tine că de fapt tu îți doreai cu totul altceva. Poate o persoană din vărsător leu, ok? Și atunci este momentul să scoatem la suprafață tot ce ai mințit. Și să plec, sau să pleci tu. Tu să pleci. Posibil persoana asta să facă toată discordia asta ca să trebuiască să plece, pentru că vrea să plece și nu știe cum să facă să plece decât să vă scoată pe voi vinovați după ce v-a distrus partea financiară și totul și v-a luat tot și acum vrea să plece către altcineva. Exact, o persoană materialistă, o persoană care a urmărit numai bani și echilibru, să stau să nu fac nimic. Exact, să stau să nu fac nimic, dar să am tot confortul. Bun. Da. Atât am avut și pentru voi cei din zodia Berbec. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și vă aștept la un nou video.